William de Amorim este cetățean român cu acte în regulă, după ce guvernul României a hotărât să-i acorde cetățenia jucătorului Astrei, dar și familiei acestuia la sfârșitul lunii mai. Iată că campionul României a primit actele oficiale de la statul român. De Amorim a venit în România acum 6 ani, pe când avea doar 18 ani. Campion cu Astra în acest sezon, William de Amorim și-a depus cererea pentru a-și dobândi cetățenia română la începutul acestui an. Născut la Ipatinga, mijlocașul brazilian a fost transferat de Astra în iulie 2010 și timp de 2 sezoane a evoluat pentru echipa a doua a clubului. Începând cu 2012, De Amorim a fost jucător de bază pentru Astra Giurgiu, iar prin evoluțiile sale a atras chiar și atenția selecționerului echipei naționale. Se acordă cetățenia română domnului De Amorim William Douglas, cetățean brazilian, fiul lui José Roselito și Marilenei de Paula Costa, născut la 5 decembrie 1991 în localitatea Ipatinga, Brazilia, cu domiciliul în Brazilia, orașul Ipatinga, regiunea Minas Gerais și reședința în România, localitatea Ploiești, județul Prahova, se arată în comunicatul postat de Guvernul României în luna mai.